Consiliul Județean Iași are termen 4 ani să înceapă lucrările la Parcul Industrial Pașcani. Aceasta este o condiție pusă de primăria celui de-al doilea municipiu al județului pentru punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui teren de aproape 60 de hectare necesar investiției. Despre Parcul Industrial, depășește granițele localității noastre, a municipiului Pașcani. Importanța acestui parc industrial este pentru toată zona de vest a județului Iași. Așa cum am promis și poate unde nu au avut încredere sau sunt sceptici că vom reuși cu acest parc industrial, noi suntem determinați să continuăm acest subiect, să-l facem să fie realizat. În consecință, ținând cont și de vestea bună că traseul autostrăzii A8 este finalizat, s-au emis certificatele de urbanism pe acest traseu de autostradă. Astăzi putem discuta mai concret despre parcul industrial de la Pașcani și în special de accesul la acest parc industrial. Reprezentanții Consiliului Județean spun că viitorul parc industrial va fi un nod de trecere pentru viitoarea autostradă. Ce construim astăzi face parte dintr-un plan pe care îl avem privind dezvoltarea județului nostru. După ce am așteptat numai puțin de 30 de ani să fim străbătuți de autostrăzi, uitați că până la finalul anului 2028, Iașul va avea pe întreaga suprafață două autostrăzi aproape finalizate. De 2 ani, Consiliul Județean a inițiat un amplu program pentru realizarea de parcuri industriale, localitățile avute în vedere fiind Lețcani, Holboca, Răducăneni, Pașcani, Deleni, Podul Luaiei și Dumești.